Secretele celor trei maestri ai succesului pentru a schimba viața. Napoleon Hill, Dale Carnegie, Joseph Murphy. Partea a doua, puterea subconștientului, gândurile îți schimbă viața, de Joseph Murphy. Capitolul 7. Dezvoltarea unor obiceiuri pozitive cu ajutorul subconștientului. William James, părintele psihologiei americane, a spus că descoperirea cea mai importantă a secolului al XIX-lea nu a aparținut științelor. Cea mai importantă descoperire a fost forța subconștientului atins de credință. În fiecare ființă umană se regăsește rezervorul puterii ce poate înfrunta orice problemă din lume. Fericirea adevărată și durabilă va apărea în viața ta, în ziua în care vei realiza cu claritate că poți depăși orice slăbiciune. Ziua în care realizezi că subconștientul tău îți poate rezolva problemele, vindeca trupul și oferi o prosperitate cum nici n-ai visat. Poate că te-ai simțit foarte fericit atunci când s-a născut copilul tău, când te-ai căsătorit, când ai absolvit facultatea sau când ai câștigat un premiu sau o victorie importantă. Poate că ai fost foarte bucuros atunci când te-ai logodit cu cea mai frumoasă fată din lume sau cel mai arătos bărbat. Ai putea continua enumerând nenumărate experiențe care te-au făcut fericit. Cu toate acestea, indiferent de cât de minunate ar fi fost ele, nu ți oferă o bucurie reală și durabilă, ele sunt trecătoare. Pildele lui Solomon oferă răspunsul. Cine se încrede în Domnul este fericit. Când ai încredere în Domnul, puterea și înțelepciunea subconștientului tău, ca să te conducă, să te îndrume și să te ghideze în tot ceea ce faci, vei fi echilibrat, senin și relaxat. Radiind dragoste, pace și bunăvoință către toată lumea, construiești cu adevărat o superstructură a fericirii pentru restul zilelor tale. Alege fericirea. Fericirea este o stare de spirit. Există o frază în Biblie care spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ai libertatea de a alege fericirea. Acest lucru poate părea extrem de simplu și chiar este. Poate că din acest motiv oamenii nu-și găsesc calea spre fericire. Ei nu văd cât de simplă este ea, de fapt. Lucrurile cele mai importante în viață sunt ușoare, dinamice și creative și determină bunăstarea și fericirea. Sfântul Pavel te învață cum să-ți folosești gândirea pentru a dobândi o viață încărcată de forță dinamică și fericire, folosind următoarele cuvinte. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vretnice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Epistola către Filipeni 4:8. Cum să alegi fericirea? Începe din această clipă să alegi fericirea. Iată cum să faci acest lucru. Atunci când deschizi ochii dimineața, spuneți: ordinea divină preia controlul asupra vieții mele azi și în fiecare zi. Toate lucrurile funcționează spre binele meu astăzi. Este o zi nouă și minunată pentru mine și nu mai există niciuna ca ea. Sunt îndrumat divin pe parcursul întregii zile și voi prospera în tot ceea ce fac. Dragostea divină mă înconjoară, mă apără și mă protejează și evoluez în pace. De câte ori atenția mea se abate de la ceea ce este bun și constructiv, o voi îndrepta imediat înapoi către ceea ce este frumos și de bun augur. Sunt un magnet spiritual și mental, care atrage toate lucrurile care mi oferă binecuvântări și prosperitate. Voi avea un minunat succes în tot ceea ce voi întreprinde astăzi și în mod sigur voi fi fericit pe parcursul întregii zile. Începe fiecare dimineață în acest fel. Astfel vei alege fericirea și vei fi o persoană radioasă și bucuroasă. Și-a făcut un obicei din a fi fericit. În urmă cu câțiva ani, am locuit timp de o săptămână în casa unui fermier din Connemara, pe coasta de vest a Irlandei. Mai mereu cânta și fluiera, fiind plin de umor. L-am întrebat care este secretul fericirii și mi-a răspuns în felul următor. Este un obicei de-al meu să fiu fericit. În fiecare dimineață când mă trezesc și în fiecare seară, înainte de a merge la culcare, îmi binecuvântez familia,
culturile, vitele și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru recoltele minunate. Fermierul se obișnuiese să facă acest lucru de peste 40 de ani. După cum știi, gândurile repetate în mod regulat și sistematic se scufundă în subconștient și devin obișnuințe. Bărbatul descoperise că fericirea este o obișnuință. Trebuie să-ți dorești să fii fericit. Când vine vorba despre fericire, trebuie să ții cont de un lucru foarte important. Trebuie să-ți dorești în mod sincer și să fii fericit. Există persoane care au fost deprimate, supărate și nefericite pentru atât de mult timp, încât dacă dintr-o dată ar fi bucurate de niște vești minunate, bune și fericite, ar reacționa precum femeia care mi-a spus: este greșit să fii fericit. Aceste persoane sunt atât de obișnuite cu vechile tipare mentale, încât nu se simt bine atunci când sunt fericite și doresc să revină la fostele sentimente de deprimare și nefericire. Am cunoscut o femeie în Anglia care avea reumatism de mulți ani. Își mângâia genunchiul și spunea: mă supără reumatismul astăzi, nu pot ieși din casă. Reumatismul mă face tare nefericită. Această bătrânică primea foarte multă atenție din partea fiului său, fiicei sale și vecinilor. Ea chiar își dorea reumatismul, se bucura de ceea ce numea nefericirea ei. Această femeie nu își dorea să fie fericită. I-am sugerat un procedeu curativ. I-am notat pe o hârtie niște versete din Biblie și i-am spus că dacă se va concentra asupra acestor adevăruri, mentalitatea ei se va schimba cu siguranță, determinând credința și încrederea în vindecare. Nu a fost interesată de ce i-am spus. Acești oameni par a prezenta o trăsătură mentală ciudată și morbidă, prin care ajung să se bucure de nefericirea și de tristețea lor. De ce ai alege nefericirea? Mulți oameni aleg nefericirea întreținând următoarele idei. Astăzi este o zi sumbră, toate vor merge prost, nu voi reuși, toată lumea mi se împotrivește, afacerile merg prost și vor merge chiar mai rău, mereu întârzi, nu am niciodată noroc, el poate, dar eu nu. Dacă ai această gândire de la prima oră a dimineții, vei atrage toate aceste evenimente și vei fi foarte nefericit. Trebuie să începi să înțelegi că lumea în care trăiești este determinată în mare parte de ceea ce se petrece în mintea ta. Marc Aureliu, marele filozof și înțelept roman, a spus: viața unui om este ceea ce fac gândurile lui din ea. Emerson, cunoscutul filozof american, a zis: omul este ceea ce gândește pe parcursul zilei. Gândurile pe care le păstrezi în mod obișnuit în minte au tendința de a se transforma în circumstanțe fizice. Asigură-te că nu te concentrezi asupra gândurilor negative, defetiste sau răutăcioase și depresive. Amintește-ți frecvent că nu poți trăi lucruri care nu se regăsesc în propria mentalitate. Dacă aș avea $1,000,000, aș fi fericit. Am vizitat în ospicii numeroși oameni care erau milionari, însă insistau că n-au niciun ban și sunt săraci. Sunt închiși acolo pentru că sunt psihotici, paranoici și au tendințe maniaco-depresive. Bogățiile în sine nu te vor face fericit. Pe de altă parte, ele nu stau în calea fericirii. În prezent, există numeroși oameni care încearcă să cumpere fericirea prin achiziția unor radiouri, televizoare, mașini, case de vacanță, iahturi private și piscine, însă fericirea nu poate fi achiziționată sau procurată în niciun fel. Regatul fericirii se regăsește în gândurile și în sentimentele tale. Prea mulți oameni cred că este nevoie de ceva artificial pentru a determina fericirea. Unii spun: dacă aș fi ales primar sau aș deveni președintele unei organizații, ori aș fi promovat în funcția de manager general al companiei, aș fi fericit. Adevărul este că fericirea este o stare mentală și spirituală. Niciuna dintre pozițiile menționate anterior nu vor determina în mod obligatoriu fericirea. Forța, bucuria și fericirea ta țin de descoperirea legii
ordinii divine și acțiunii corecte care se găsește în subconștientul tău și de aplicarea acestor principii în toate fazele vieții. A descoperit că fericirea este recolta unei minți liniștite. Pe când susțineam niște prelegeri în San Francisco, în urmă cu câțiva ani, am intervievat un bărbat care era foarte nefericit și descurajat de felul în care îi mergea afacerea. Era director executiv în acea firmă. Inima sa era încărcată de resentimente față de vicepreședintele și președintele instituției, susținând că aceștia îi stăteau în cale. Din cauza acestui conflict intern, afacerea avea de suferit, iar bărbatul nu primea dividende sau bonusuri sub formă de acțiuni. Iată cum și-a rezolvat problema profesională. Primul lucru pe care a început să-l facă dimineața a fost să afirme cu calm următorul lucru. Toți cei ce lucrează în organizația noastră sunt corecți, sinceri, cooperanți, credincioși și plini de bunăvoință față de toate. Ei reprezintă legături mentale și spirituale în lanțul dezvoltării, bunăstării și prosperității acestei corporații. Radiez iubire, pace și bunăvoință prin gândurile, cuvintele și acțiunile mele față de cei doi asociați ai mei și de toți membrii companiei. Președintele și vicepreședintele organizației noastre sunt îndrumați în mod divin în tot ceea ce fac. Inteligența infinită a subconștientului ia toate deciziile prin intermediul meu. Există doar acțiuni corecte în toate tranzacțiile noastre profesionale și în relațiile dintre noi. Trimit înaintea mea la birou mesagerii păcii, dragostei și bunăvoinței. Liniștea și armonia conduc mințile și inimile tuturor membrilor companiei, inclusiv pe ale mele. Încep acum o nouă zi plin de încredere și credință. Acest director a repetat lent meditația de mai sus de 3 ori dimineața, simțind că lucrurile pe care le spune sunt adevărate. Atunci când gândurile de teamă și mânie îi apăreau în minte pe parcursul zilei, își spunea: pacea, armonia și echilibrul îmi guvernează mintea în permanență. A continuat să-și disciplineze mintea în acest fel și toate gândurile vătămătoare au încetat să mai apară. Pacea i-a cuprins mintea și el a cules roadele. Mi-a scris apoi că după aproximativ 2 săptămâni în care și-a reorganizat gândirea, președintele și vicepreședintele l-au chemat în birou. I-au lăudat acțiunile și noile idei constructive și au subliniat cât de norocoși erau să-l aibă ca director executiv. Bărbatul a fost foarte bucuros să descopere că poți descoperi fericirea în tine. Piedica sau obstacolul nu există. Am citit un articol de ziar în urmă cu câțiva ani, care povestea despre un cal care a sărit în lături atunci când a ajuns la o denivelare din drum. Prin urmare, de fiecare dată când calul ajungea în același loc, sărea în lături. Fermierul a scos buturuga din pământ, a ars-o și a nivelat vechiul drum. Cu toate acestea, timp de 25 de ani, de câte ori calul trecea prin locul unde se aflase ciotul, avea aceeași reacție, sărea în lături, amintindu-și de acel ciot. Nu există obstacole în calea fericirii tale, în afara celor care se găsesc în gândurile sau în imaginația ta. Te țin în loc teama sau grija? Teama este un gând al minții. O poți dezgropa în această clipă, înlocuind-o cu credința că vei obține succesul. Vei reuși și vei învinge toate problemele. Am întâlnit un bărbat care cunoscuse eșecul în afaceri și care mi-a spus: am făcut greșeli, am avut multe de învățat. Intru din nou în afaceri și voi avea un succes răsunător. El a înfruntat ciotul din mintea sa. În loc să se plângă și să se vaite, a smuls ciotul eșecului și prin intermediul credinței în forțele interioare care îl susțineau, a alungat toate temerile și vechile depresii. Crede în tine și vei obține succesul și fericirea. Cei mai fericiți oameni. Cel mai fericit om este acela care scoate la iveală și utilizează ceea ce este mai bun în el în mod constant. Fericirea și virtutea sunt complementare.
Cei mai buni nu sunt doar cei mai fericiți, ci cei mai fericiți sunt de obicei cei mai buni în arta trăirii unei vieți de succes. Dumnezeu reprezintă ceea ce este mai înalt și mai bun în tine. Exprimă în mai mare măsură dragostea, lumina, adevărul și frumusețea Lui și vei deveni una dintre cele mai fericite persoane din lume. Epictet, filozoful grec stoic, a spus: există o singură cale către liniștea minții și fericire. Ai grijă ca aceasta să-ți fie la îndemână și atunci când te trezești de vreme dimineața și pe timpul zilei și atunci când mergi târziu la culcare. Nu considera că vreun lucru exterior îți aparține, ci pune-le pe toate în mâna divinității. Cum îndepărtează subconștientul obstacolele? Problema conține soluția. Răspunsul se regăsește în fiecare întrebare. Dacă ai de înfruntat o situație dificilă și nu vezi clar calea pe care trebuie să o urmezi, cea mai bună metodă este să presupui că inteligența infinită a subconștientului tău le știe pe toate și le vede pe toate, are răspunsul și ți-l dezvăluie acum. Noua ta mentalitate, conform căreia inteligența creativă determină o soluție fericită, îți va permite să găsești răspunsul. Poți fi liniștit pentru că o astfel de mentalitate va aduce ordinea, pacea și însemnătatea în tot ceea ce întreprinzi. Cum să formezi sau să distrugi un obicei? Ești sclavul obiceiurilor. Acestea sunt o funcție a subconștientului tău. Ai învățat să înnoți, să mergi pe bicicletă, să dansezi și să șofezi, făcând în mod conștient aceste lucruri, iar și iar, până când au format rasee în subconștientul tău. Mai apoi, acțiunea automată a subconștientului a preluat controlul. Acest proces este numit uneori a doua natură, fiind reacția subconștientului la ceea ce gândești și faci. Ești liber să alegi un obicei bun sau rău. Dacă repeți un gând sau o acțiune negativă pe o perioadă de timp, vei fi condus de dorința nestăpânită a unui obicei. Legea subconștientului ține de dorința nestăpânită. Cum a scăpat de un obicei rău? Domnul Jones mi-a spus: o nevoie incontrolabilă de a bea m-a cuprins și am trăit în beție timp de 2 săptămâni. Nu pot renunța la acest obicei rău. Iar și iar, acest om ghinionist a avut parte de astfel de experiențe. Dezvoltase obiceiul de a bea excesiv. Deși începuse să bea din proprie inițiativă, nu realiza că își poate schimba obiceiul și forma unul nou. Mai spunea că, deși reușea prin intermediul voinței să elimine aceste dorințe temporar, eforturile sale continue de a scăpa de aceste nevoi nu făceau altceva decât să înrăutățească lucrurile. Eșecurile sale repetate l-au convins că nu avea nicio speranță și putere în a-și controla nevoia sau obsesia. Această idee a neputinței funcționa ca o sugestie puternică asupra subconștientului, imprimându-l cu slăbiciunea sa și transformându-i viața într-o succesiune de nereușite. L-am învățat pe domnul Jones să-și armonizeze funcțiile conștientului și ale subconștientului. Atunci când acestea două cooperează, ideea sau dorința sădită în subconștient devine realitate. Gândirea sa analitică lua în considerare faptul că dacă vechiul traseu sau vechea cale îl purtase către probleme, putea forma în mod conștient un nou traseu către libertate, sobrietate și liniște sufletească. Bărbatul știa că obiceiul său destructiv era automat, dar din moment ce apăruse printr-o alegere conștientă, a început să înțeleagă că așa cum fusese condiționat negativ, putea fi condiționat pozitiv. Drept urmare, a încetat să se mai gândească la faptul că îi este imposibil să depășească obiceiul respectiv. Mai mult decât atât, a înțeles clar că nu exista niciun obstacol în calea vindecării sale în afara propriilor gânduri. Așadar, nu era nevoie de niciun mare efort sau forțare mentală. Puterea imaginii mentale. Domnul Jones a învățat să-și relaxeze corpul și să intre într-o stare de relaxare, amorțeală și meditație. Își ocupa mintea cu imaginea scopului dorit, știind că subconștientul îl putea transforma în realitate în cel mai lesne fel cu putință.
și a imaginat-o pe fiica sa, felicitându-l pentru că era liber și spunându-i: Tati, ce mă bucur că ești acasă. Își pierduse familia din cauza băuturii, nu avea voie să-i viziteze, iar soția sa nu vorbea cu el. În mod constant și sistematic, bărbatul se așeza și medita așa cum i-am arătat. Atunci când atenția îi era distrasă, se obișnuise să-și amintească numai decât imaginea mentală a fiicei sale zâmbitoare și a locuinței sale înviorate de vocea ei fericită. Acesta determina o recondiționare mentală. Era un proces treptat pe care l-a urmat. A perseverat știind că mai devreme sau mai târziu va stabili un nou tipar al obiceiului în subconștientul său. I-am spus că își putea asemăna mintea cu un aparat foto, că subconștientul său era placa sensibilă pe care înregistra și imprima imaginea. Acest lucru l-a impresionat foarte tare, scopul său devenind imprimarea corectă a imaginii asupra minții și developarea acesteia acolo. Filmele sunt developate pe întuneric. În același fel, imaginile mentale sunt developate în camera obscură a subconștientului. Concentrarea atenției. Înțelegând că subconștientul său era pur și simplu un aparat foto, bărbatul nu a depus niciun efort, nu a avut loc nicio luptă mentală. El și-a ajustat liniștit gândurile și și-a concentrat atenția asupra scenei din fața sa până când a ajuns să se identifice treptat cu imaginea. A fost absorbit de atmosfera creată în mintea sa, repetând frecvent filmul mental. Nu se îndoia deloc că urma o vindecare. Când era tentat să bea, nu-și mai imagina că bea fără măsură, ci se gândea la sentimentul pe care l-ar fi avut fiind acasă cu familia. A reușit pentru că a așteptat cu încredere să transforme în realitate imaginea dezvoltată în minte. Acum este președinte al unui concern de milioane de dolari și este nemaipomenit de fericit. Cât de mult îți dorești ceea ce îți dorești? Un tânăr l-a întrebat pe Socrate cum poate dobândi înțelepciune. Învățatul i-a răspuns: vino cu mine. L-a condus pe băiat la râu, l-a băgat cu capul sub apă și l-a ținut acolo până când băiatul abia mai avea aer. Apoi s-a relaxat și i-a dat drumul. Când tânărul și-a revenit, Socrate l-a întrebat: ce ți-ai dorit cel mai mult când erai sub apă? Aer, a răspuns băiatul. Socrate i-a spus: atunci când îți vei dori înțelepciunea pe cât de mult îți doreai aer, atunci când te aflai sub apă, o vei dobândi. În același fel, atunci când simți cu adevărat o dorință intensă de a depăși orice obstacol din viața ta și iei hotărârea clară că există o cale de scăpare și acela este drumul pe care dorești să-l urmezi, victoria și triumful sunt asigurate. Dacă îți dorești cu adevărat pacea sufletească și calmul interior, le vei obține. Indiferent de cât de nedrept ai fost tratat sau cât de incorrect a fost șeful sau cât de nemernică s-a dovedit a fi o anumită persoană, nu va mai conta atunci când îți vei descoperi puterile mentale și spirituale. Știind ce vrei, vei refuza în mod clar să lași hoții, adică gândurile tale, hoții reprezentați de ură, mânie, ostilitate și rea voință să te lipsească de pace, armonie, sănătate și fericire. Încetezi să mai lași oamenii, circumstanțele, știrile sau evenimentele să te supere, aliniindu-ți numai decât gândurile cu țelul tău. Obiectivul tău înseamnă pace, sănătate, inspirație, armonie și abundență. Simte un râu al păcii curgând prin tine. Gândul tău reprezintă forța imaterială și invizibilă, pe care alegi să o lași să te binecuvânteze, să te inspire și să-ți ofere liniște. De ce nu a putut fi vindecat? Aceasta este povestea unui bărbat căsătorit cu 4 copii, care întreținea relații și trăia în secret cu o altă femeie în timpul călătoriilor sale de afaceri. Era bolnav, nervos, iritabil și certăreț și nu putea dormi fără medicamente. Remediile medicului nu reușeau să-i scadă tensiunea arterială sub 200. Avea dureri
ce îi afectau numeroase organe pe care doctorii nu le puteau diagnostica sau calma. Situația era agravată și de faptul că bea foarte mult. Cauza tuturor acestor probleme era un sentiment profund, inconștient, de vină. Încălcase jurămintele matrimoniale și acest lucru îl supăra. Credința religioasă în care fusese crescut era adânc înrădăcinată în subconștientul său și alegea să bea peste măsură pentru a vindeca rana vinei. Unii bolnavi iau morfină și codeină pentru durerile puternice. Bărbatul lua alcool pentru durerea sau rana din mintea sa. Era vechea poveste a celui care aruncă gaz pe foc. Explicația și remediul. Bărbatul a ascultat explicația felului în care funcționa mintea sa și a înfruntat problema, a studiat-o și a renunțat la viața sa dublă. Știa că alcoolismul său era o încercare inconștientă de a evada. Cauza ascunsă din subconștientul său fusese eradicată. Urma vindecarea. A început să-și împline subconștientul de 3 sau 4 ori pe zi, folosind următoarea rugăciune. Mintea mea este cuprinsă de pace, echilibru și calm. Infinitul se regăsește în interiorul meu. Nu mă tem de nimic din trecut, prezent și viitor. Inteligența infinită a subconștientului mă conduce, mă îndrumă și mă ghidează în tot ceea ce fac. Acum înfrunt fiecare situație cu credință, calm, echilibru și încredere. Sunt complet eliberat de obiceiul meu. Mintea mea este încărcată cu pace interioară, libertate și bucurie. Mă iert și apoi sunt iertat. Pacea, abstinența și încrederea îmi conduc mintea. Și a repetat această rugăciune în mod frecvent, așa cum am prezentat-o, perfect conștient de ceea ce făcea și de motivele pentru care o făcea. Faptul că știa ce face îi oferea credința și încrederea de care avea nevoie. I-am explicat că dacă rostea aceste afirmații cu voce tare, lent, cu dragoste și implicare, acestea aveau să se scufunde treptat în subconștientul său. Asemenea semințelor aveau să dea roade de același soi. Aceste adevăruri asupra cărora se concentra au pătruns prin ochii lui, urechile sale au auzit sunetul și vibrațiile vindecătoare ale cuvintelor care au ajuns la subconștientul său și au eliminat toate tiparele mentale negative care generau problemele. Lumina dispersează întunericul, gândul constructiv distruge gândul negativ. Bărbatul s-a schimbat complet într-o lună. Refuzul de a recunoaște. Dacă ești dependent de droguri sau de alcool, recunoaște-o, nu evita problema. Mulți oameni continuă să fie alcoolici pentru că refuză să recunoască acest lucru. Boala ta este o instabilitate, o teamă interioară. Refuzi să înfrunți viața și încerci să scapi de responsabilități cu ajutorul băuturii. Atunci când ești alcoolic, nu ai voință, deci crezi contrariul și poate chiar te lauzi cu acest lucru. Dacă ești un bețiv și spui cu curaj, nu mă voi mai atinge de băutură, nu ai forța de a transforma această afirmație în realitate, pentru că nu știi unde se găsește această forță. Trăiești într-o închisoare psihologică creată de tine și ești înlănțuit de credințele, opiniile și educația ta, precum și de influențele provenite din mediu. Asemenea majorității oamenilor, ești sclavul obiceiurilor. Ești condiționat să reacționezi așa cum o faci. Formarea ideii de libertate. Poți introduce ideea de libertate și pace sufletească în mentalitatea ta, astfel încât să ajungă în adâncul subconștientului. Acesta, fiind atotputernic, te va elibera de orice dorință de a bea. Apoi vei dobândi o nouă înțelegere a felului în care funcționează mintea ta și îți vei putea susține cu adevărat afirmația, dovedindu-i adevărul. Vindecat în proporție de 51%. Dacă îți dorești cu ardoare să te eliberezi de orice obicei distructiv, ești deja vindecat în proporție de 51%. Atunci când îți dorești mai mult să renunți la obiceiul negativ decât să-l urmezi în continuare, nu va fi foarte greu să obții libertatea totală.
Orice gând de care ancorezi mintea este amplificat de acesta. Dacă îți ocupi mintea cu un concept al libertății, adică al eliberării de obicei, și liniștii sufletești și dacă o concentrezi asupra acestei noi direcții, generezi sentimente și emoții care treptat conferă emoție conceptului de libertate și pace. Orice idee guvernată de emoție este acceptată de subconștient și transformată în realitate. Legea substituției. Trebuie să înțelegi că din suferințele tale se poate naște ceva bun. Nu ai pătimit în van. Cu toate acestea, este o prostie să continui să suferi. Dacă ești în continuare alcoolic, acest lucru va determina deteriorarea și decăderea mentală și fizică. Înțelege că forța subconștientului te susține. Deși este posibil să fii cuprins de melancolie, ar trebui să începi să-ți imaginezi bucuria libertății ce ți este rezervată. Aceasta este legea substituției. Imaginația ta te-a condus la băutură. Las-o să te conducă acum la libertate și pace sufletească. Vei suferi puțin, dar scopul este unul constructiv. Vei suporta asemenea unei mame aflate în chinurile nașterii și în același fel vei aduce pe lume un copil al minții. Subconștientul tău va da naștere abstinenței. Cauza alcoolismului. Adevărata cauză a alcoolismului este gândirea negativă și distructivă, pentru că omul este ceea ce gândește. Alcoolicul este dominat de un sentiment puternic de inferioritate, inadecvare, înfrângere și frustrare, de obicei acompaniată de o profundă ostilitate interioară. Are numeroase alibiuri pentru motivele lui de a bea, însă singura explicație ține de gândirea sa. Trei pași magici. Primul pas. Liniștește-te, încetinește roțile minții. Intră într-o stare de amorțeală și somnolență. În această stare relaxată, împăcată și receptivă, te pregătești pentru al doilea pas. Pasul al doilea. Folosește o frază scurtă ce poate fi imprimată ușor în memorie și repet-o iar și iar, ca pe un cântec de leagăn. Folosește următoarea formulă. Abstinența și liniștea sufletească îmi aparțin acum și sunt recunoscător pentru asta. Pentru a împiedica mintea să zboare, repetă fraza cu voce tare sau articulează pronunția cu buzele și limba în timp ce o repeți mental. Acest lucru o ajută să pătrundă în subconștient. Fă acest lucru timp de 5 minute sau mai mult și vei descoperi un răspuns emoțional profund. Al treilea pas. Exact înainte de a merge la culcare, aplică metoda lui Johann von Goethe, autorul german. Imaginează-ți un prieten, o persoană la care ții, aflată în fața ta. Ochii îți sunt închiși, ești relaxat și împăcat. Persoana iubită sau prietenul este prezent și îți spune felicitări. Îi vezi zâmbetul, îi auzi vocea, simți cum îi atingi mâna, totul este real și intens. Cuvântul felicitări semnifică libertatea totală. Ascultă-l iar și iar până când primești reacția dorită din partea subconștientului. Nu renunța niciodată. Atunci când teama bate la ușa minții tale sau când îngrijorarea, anxietatea sau îndoiala te încearcă, gândește-te la viziunea ta, la țelul tău. Gândește-te la forța infinită din interiorul subconștientului tău, pe care o poți genera cu ajutorul gândirii și imaginației tale. Iar acest lucru îți va da încredere, forță și curaj. Nu renunța. Perseverează până când soarele răsare și umbrele dispar. Depășirea temerilor. Unul dintre studenții mei mi-a spus că a fost invitat să țină un discurs la un banchet. Mi-a mai zis că era cuprins de panică la gândul de a vorbi în public în fața a 1000 de oameni și a depășit teama în felul următor. Timp de mai multe seri, s-a așezat într-un fotoliu pentru circa 5 minute și și-a spus lent, calm și pozitiv: voi stăpâni această teamă. O depășesc chiar acum. Vorbesc cu calm și încredere. Sunt relaxat și mă simt în largul meu. A aplicat o lege clară a minții și și-a depășit frica.
Subconștientul acceptă sugestiile și este controlat de acestea. Atunci când îți liniștești mintea și te relaxezi, gândurile din conștient coboară în subconștient printr-un proces similar osmozei, prin care fluidele separate de o membrană poroasă se amestecă. Odată ce aceste semințe sau gânduri pozitive ajung în subconștient, se dezvoltă asemenea celor din soiul lor și devii echilibrat, senin și calm. Cel mai mare dușman al omului. Se spune că teama este cel mai mare dușman al omului. Ea este cauza eșecurilor, bolilor și relațiilor interumane slabe. Milioane de oameni se tem de trecut, de viitor, de bătrânețe, nebunie și moarte. Teama este un gând al minții tale. Îți este frică de propriile gânduri. Un băiețel poate paraliza de frică atunci când îi se spune că sub patul lui este omul negru și aceasta o să-l fure. Atunci când tatăl lui aprinde lumina și îi arată că nu există omul negru, este eliberat de teamă. Frica din mintea băiatului a fost la fel de reală ca și cum ar fi existat cu adevărat cineva în cameră. A fost vindecat de un gând fals din mintea sa. Lucrul de care se temea nu exista. În același fel, majoritatea temerilor nu există în realitate. Ele sunt simple aglomerări de umbre sinistre, iar umbrele nu sunt reale. Fă lucrul de care te temi. Ralph Waldo Emerson, filozof și poet, a spus: fă lucrul de care te temi, iar moartea fricii este sigură. Exista o vreme în care eram cuprins de o teamă de nedescris atunci când mă aflam în fața unei audiențe. Am depășit-o stând în fața unei audiențe, făcând lucrul de care mă temeam. Astfel am eliminat frica. Atunci când afirm cu optimism că vei reuși să stăpânești fricile și iei o decizie clară în conștient, eliberezi forța subconștientului ce acționează ca răspuns la natura gândurilor tale. Cum să elimini dracul? O tânără a fost invitată la o audiție. Abia aștepta respectivul interviu, dar cu toate acestea, în 3 ocazii anterioare, eșuase teribil din cauza dracului. Avea o voce foarte bună, însă era sigură că atunci când va veni momentul să cânte, va fi cuprinsă de drac. Subconștientul privește temerile tale ca pe o cerere și acționează pentru a le transforma în realitate și a le aduce în viața ta. În cazul a 3 audiții precedente, tânăra cântase greșit notele și într-un final izbucnise în lacrimi. Cauza, după cum am spus mai devreme, era autosugestia involuntară, adică un gând tăcut al fricii încărcat de emoție și subiectivizat. A depășit dracul folosind următoarea tehnică. De 3 ori pe zi se închidea într-o cameră. Se așeza confortabil într-un fotol. Liu își relaxa corpul și închidea ochii. Își liniștea mintea și trupul pe cât de bine putea. Inerția fizică favorizează pasivitatea și face mintea mai receptivă la sugestie. Tânăra a combătut sugestia fricii prin opusul acesteia, spunându-și: cânt minunat, sunt echilibrată, senină, încrezătoare și calmă. A repetat aceste cuvinte lent, calm și cu emoție de 5 până la 10 ori pe zi, cu ocazia fiecărei pauze. Lua 3 astfel de pauze în fiecare zi și una imediat înainte de culcare seara. La sfârșitul unei săptămâni era calmă și încrezătoare și a susținut o audiție extraordinară. Aplică procedura de mai sus și moartea fricii este sigură. Frica de eșec. Din când în când mă vizitează tineri, dar și profesori de la universitatea din oraș, care deseori par a suferi de amnezie autosugestionată la examene. Se plâng întotdeauna de același lucru. Știu răspunsul după terminarea examenului, însă nu mi-l pot aminti în timpul acestuia. Ideea ce se transformă în realitate este cea asupra căreia ne concentrăm atenția în mod invariabil. Am observat că toți acești oameni erau obsedați de frica de eșec. Ea era cauza amneziei temporare și a întregii experiențe. Un tânăr student la medicină era cel mai strălucit elev din clasa lui. Și cu toate acestea,
la momentul examenelor scrise sau orale, nu reușea să răspundă la niște întrebări extrem de simple. I-am explicat că motivul ține de faptul că își făcuse griji și se temuse cu mai multe zile înainte de examen. Aceste gânduri negative s-au încărcat de frică. Gândurile cuprinse de emoția puternică a fricii devin realitate în subconștient. Cu alte cuvinte, acest tânăr îi cerea subconștientului său să aibă grijă ca el să nu reușească, lucru pe care acesta îl făcea. În ziua examenului, băiatul era lovit de ceea ce în cercurile psihologice se numește amnezie autosugestionată. Cum a depășit teama? Tânărul a învățat că subconștientul era depozitul memoriei și că păstra o înregistrare perfectă a tot ceea ce auzise sau citise în cursul pregătirii sale medicale. Mai mult decât atât, a descoperit că subconștientul era impresionabil și dual și te poți raporta la acesta dacă ești relaxat, împăcat și încrezător. În fiecare seară și dimineață a început să-și închipuie că mama sa îl felicita pentru realizările sale. Ținea în mână o scrisoare imaginară de la ea. Începând să contemple acest rezultat fericit, determina un răspuns sau o reacție corespunzătoare în sine. Forța atotștiutoare și atotputernică a subconștientului a preluat controlul conștientului, ghidându-l și îndrumându-l în mod corespunzător. Tânărul și-a închipuit finalul, determinând astfel mijloacele necesare realizării lui. Urmând această metodă, nu a avut nicio problemă în promovarea examenelor ce au urmat. Cu alte cuvinte, înțelepciunea subiectivă a preluat controlul, făcându-l să aibă rezultate nemaipomenite. Teama de apă, munți, locuri închise, etc. Există mulți oameni care se tem să intre într-un lift, să urce munții sau chiar să înnoate. Este posibil ca respectiva persoană să fie avut o experiență neplăcută în tinerețe. Poate că a fost aruncată cu forța în apă fără să știe să înnoate. Poate că a fost reținută forțat într-un lift care nu mai funcționa corect, determinând o frică de spații închise. A avut o astfel de experiență pe când aveam în jur de 10 ani. Am căzut din greșeală într-o piscină și m-am scufundat de 3 ori. Încă îmi amintesc capa întunecată, acoperindu-mi capul și încercările mele de a lua aer, până când un băiat m-a scos din apă în ultimul moment. Această experiență s-a cufundat în subconștientul meu și mulți ani m-am temut de apă. Un psiholog mai în vârstă mi-a spus: mergi la piscină, privește apa și spune tare și cu convingere: te voi stăpâni, te pot domina. Apoi intră în apă, ia lecții de înnot și depășește frica. Asta am făcut și am înfruntat apa. Nu-i permite apei să te domine. Ține minte, tu ești stăpânul apei. Atunci când am adoptat o nouă mentalitate, puterea imensă a subconștientului mi-a răspuns oferindu-mi forță, încredere și credință și permițându-mi să-mi înving frica. Învață tehnicile prin care poți stăpâni orice frică. Îți prezint în continuare o tehnică prin care poți învinge frica pe care o predau în cuvântările mele. Funcționează de minune, încearcă-o. Să presupunem că te temi de apă, de înălțime, de un interviu, o audiție sau de spații închise. Dacă ți-e frică să înnoți, începe prin a sta liniștit 5 sau 10 minute de 3 sau 4 ori pe zi și închipuie-ți că înnoți. De fapt, înnoți în mintea ta. Este o experiență subiectivă. Te-ai proiectat mental în apă. Simți răceala apei și mișcarea mâinilor și a picioarelor. Totul este real, intens și reprezintă o activitate care îți bucură mintea. Nu este visare fără sens, deoarece știi că lucrurile pe care le experimentezi în imaginație se vor dezvolta în subconștient. Apoi vei simți nevoia să exprimi și să transpui în realitate imaginea imprimată asupra minții tale profunde. Este legea subconștientului. Poți aplica aceeași tehnică dacă îți este frică de înălțime. Imaginează-ți că urci un munte, simte realitatea experienței, bucură-te de peisaj, știind că pe măsură ce continui să faci acest lucru mental, îl vei face și fizic cu ușurință și calm. A binecuvântat liftul.
Am cunoscut un director al unei corporații importante care se temea teribil să meargă cu liftul. Urca în fiecare dimineață 5 etaje până la biroul său. Mi-a spus că a început să binecuvânteze liftul în fiecare seară și de mai multe ori pe zi și în cele din urmă și-a învins frica. Iată cum binecuvânta liftul. Prezența liftului în clădirea noastră este o idee excelentă. El este produsul minții universale, fiind o binecuvântare și un avantaj pentru toți angajații noștri. Oferă servicii minunate și funcționează conform ordinii divine. Merg cu el în pace și bucurie. Acum rămân tăcut, în timp ce curenții vieții, dragostei și înțelegerii circulă prin tiparele gândurilor mele. În imaginația mea, acum mă aflu în lift și cobor din el ajungând în biroul meu. Liftul este plin de angajați, vorbesc cu ei și sunt prietenoși, bucuroși și liberi. Este o experiență minunată a libertății, credinței și încrederii și sunt recunoscător pentru ea. A continuat aceste rugăciuni pentru încă 10 zile și în cea de-a 11-a a urcat în lift alături de alți membri ai organizației și s-a simțit complet eliberat. Teama normală și teama anormală. Omul se naște cu doar două tipuri de teamă, teama de cădere și teama de zgomot. Acestea reprezintă un fel de sistem de alarmă pe care ți-l oferă natura ca o metodă de autoconservare. Frica normală este bună. Auzi o mașină sosind pe drum și te ferești pentru a supraviețui. Teama de moment de a nu fi lovit este învinsă de acțiunea ta. Toate celelalte temeri ți-au fost oferite de către părinți, rude, profesori și toți cei care te-au influențat în primii ani de viață. Teama anormală. Teama anormală apare atunci când omul își lasă imaginația să o ia razna. Am cunoscut o femeie ce fusese invitată să meargă într-o excursie în jurul lumii cu avionul. A început să decupeze din ziare toate articolele referitoare la catastrofe aviatice. Se imagina pe sine căzând cu avionul în ocean, înnecându-se, etc. Aceasta este o teamă anormală. Dacă ar fi continuat în acest fel, ar fi atras fără niciun dubiu lucrurile de care se temea. Un alt exemplu de teamă anormală este cel al unui om de afaceri din New York, care se bucura de foarte multă prosperitate și succes. Avea propriul film mental despre eșec, faliment, rafturi goale și conturi goale, al cărui regizor era și pe care l-a rulat până când a intrat într-o stare profundă de depresie. A refuzat să înceteze aceste viziuni morbide și a continuat să-i amintească soției sale că lucrurile acestea sunt temporare, va veni o recesiune, sunt sigur că vom da faliment, etc. Soția sa mi-a spus că în cele din urmă a dat faliment și toate lucrurile pe care și le închipuise și de care se temuse deveniseră realitate. Problemele de care se temea nu existau, însă el le-a dat viață pentru că se temea, credea și se aștepta în mod constant la dezastre financiare. Eu v-am spus, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă. Există oameni care se tem că li se va întâmpla ceva groaznic copiilor lor și că vreo catastrofă teribilă îi va lovi. Atunci când citesc despre o epidemie sau boală rară, trăiesc cu teama că o vor contacta, unii chiar închipuindu-și că deja o au. Acestea sunt temeri anormale. Răspunsul la temerile anormale. Schimbă-ți mentalitatea. Frica extremă implică stagnarea și deteriorarea mentală și fizică. Atunci când apare teama, odată cu ea se naște imediat și dorința de a dobândi un lucru opus celui de care ți-e frică. Îndreaptă-ți atenția asupra acestui lucru dorit. Lasă-te absorbit și cuprins de această dorință, știind că natura subiectivă este întotdeauna mai puternică decât cea obiectivă. Această atitudine îți va da încredere și te va încuraja. Puterea infinită a subconștientului funcționează în favoarea ta și nu poate da greș. Prin urmare, te bucuri de pace și de liniște. Analizează-ți temerile. Președintele unei mari organizații mi-a spus că pe vremea când era agent de vânzări, obișnuia să înconjoare de 5 sau 6 ori clădirea în care lucra înainte de a suna un client. Managerul de vânzări a venit la el într-o zi și i-a spus: nu te mai teme de omul negru din spatele ușii.
Acesta nu există, este o credință falsă. Managerul i-a mai spus că ori de câte ori se gândea la propriile temeri, le privea în față și le înfrunta în mod direct. Astfel, acestea începeau să se estompeze și își pierdeau din importanță. A aterizat în junglă. Un preot militar mi-a povestit despre experiențele sale din al doilea război mondial. A fost nevoit să se parașuteze dintr-un avion avariat și a aterizat în junglă. Mi-a spus că era tare înspăimântat, însă știa că există două tipuri de frică, normală și anormală, așa cum am arătat mai devreme. Bărbatul a decis să combată numai decât teama și a început să-și spună: John, nu poți ceda în fața fricii. Aceasta reprezintă dorința de siguranță și protecție, dar și o cale de scăpare. A început să afirme: inteligența infinită care ghidează planetele pe traiectoria lor mă conduce și mă ghidează și pe mine pe calea de ieșire din această junglă. A continuat să-și spună aceste lucruri cu voce tare timp de 10 minute sau mai mult. Apoi am început să simt o mișcare în interior. Încrederea a început să mă cuprindă și am început să merg. După câteva zile, am ieșit în mod miraculos din junglă și am fost preluat de un avion de salvare. Mentalitatea s-a schimbat, l-a salvat. Încrederea și credința sa în înțelepciunea și forța subiectivă din interiorul său reprezentau soluția problemei pe care o înfrunta. Dacă aș fi început să-mi deplâng soarta și să dau frâu liber temerilor, aș fi fost înfrânt de monstrul fricii și probabil aș fi murit de teamă și de foame. S-a concediat singur. Managerul unei organizații mi-a povestit că timp de 3 ani s-a temut că își va pierde poziția. Vizualiza în permanență eșecul. Lucrul de care se temea nu exista, cu excepția unui gând morbid și anxios din mintea sa. Imaginația sa vie a dramatizat pierderea locului de muncă până când bărbatul a devenit irascibil și nevrotic. În cele din urmă, i s-a cerut să-și dea demisia. De fapt, el s-a concediat singur. Imaginile sale mentale negative, constante și sugestiile despre teamă, făcute subconștientului, l-au determinat pe acesta să răspundă și să reacționeze corespunzător. Astfel, bărbatul a început să facă greșeli și să ia decizii proaste, ajungând să eșueze în funcția sa. Nu ar fi fost concediat niciodată dacă și-ar fi schimbat imediat gândirea. Au complotat împotriva lui. În timpul unui turneu de prelegere recent, am avut o discuție de 2 ore cu un important oficial guvernamental. Acesta era stăpânit de o pace interioară și seninătate profunde. Mi-a spus că toate abuzurile politice primite din partea ziarelor și partidului de opoziție nu îl deranjează niciodată. Obișnuiește să stea nemișcat timp de 15 minute dimineața și să se gândească la faptul că în interiorul său se găsește un ocean adânc și calm de pace. Meditând în acest fel, vei genera o forță nemaipomenită care învinge toate problemele și temerile. La un moment dat în trecut, l-a sunat un coleg la miezul nopții și i-a spus că un grup de oameni complotau împotriva sa. Iată ce i-a răspuns colegului: voi merge acum la culcare perfect împăcat. Putem discuta despre asta mâine dimineață la ora 10. Bărbatul mi-a spus: știu că niciun gând negativ nu se poate manifesta în afara cazului în care îi imprim emoții și îl accept mental. Refuz să susțin sugestia lor de teamă. Prin urmare, nu mi se poate întâmpla nimic rău. Observă cât de calm, liniștit și de împăcat era. Nu a început să se impacienteze, să-și smulgă părul din cap sau să-și frângă mâinile. În interiorul său se regăsea apa nemișcată, pacea interioară și un mare calm. Exprimă-ți toate temerile. Utilizează următoarea formulă perfectă pentru a elimina frica. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Psalmi 34:4. Domnul este un cuvânt vechi ce se referă la lege, la forța subconștientului. Descoperă minunile subconștientului tău, felul în care lucrează și funcționează. Stăpânește tehnicile care sunt prezentate în acest capitol și aplică-le imediat, începând chiar de azi. Subconștientul îți va răspunde și vei fi eliberat de toate temerile.
Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit.